avem pe Finlanda ca membră de plină a alianței. Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc într-un moment foarte important pentru securitatea noastră. Miniștrii de externe ai NATO, când vedem că războiul de agresiune al lui Putin împotriva Ucrainei continuă și ne vom întâlni în Comisia NATO-Ucraina cu ministrul de externe Kuleba, unde vom discuta despre cum putem susține și ajuta Ucraina, să analizăm nevoile urgente și ne așteptăm ca aliații să înceapă să se gândească la un program pe termen mai lung pentru asistență și susținere pentru Ucraina, pentru a ajuta Ucraina să dezvolte interoperabilitatea cu aliații NATO potrivit doctrinelor și standardelor NATO. Vom mâine, în sesiunea de mâine, vom aborda provocările de securitate, inclusiv cele care vin din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, inclusiv lupta contra terorismului. Vom discuta despre cum vom putea să investim mai mult în apărare și mă aștept ca atunci când alianții se vor întâlni la Vilnius, să cadă de acord pentru a avea o apărare mai ambițioasă, să aloce cel puțin 2% din PIB pentru apărare, pentru că trebuie să se cheltuim mai mult pe securitate în această lume periculoasă. De asemenea, ne vom întâlni cu partenerii din Asia Pacific, Australia, Japonia, Coreea de Sud. Securitatea nu este regională, este globală. Ce se întâmplă în Europa contează în zona Asia-Pacific. Războiul din Ucraina demonstrează că are ramificații globale. Vedem că Rusia și China se apropie tot mai mult, că lucrează împreună, sunt împreună și, desigur, asta înseamnă că și noi trebuie să fim uniți împreună cu partenerii noștri din Asia-Pacific. Rusia a spus ieri că este gata să-și crească prezența în jurul Finlandei dacă NATO decide să trimită mai multe trupe acolo. Ce vă așteptați în săptămânile și lunile următoare în termen de exerciții care ar putea fi considerate provocări? În primul rând, vedem de mai mulți ani că Rusia mobilizează trupe, mai ales în nord, aproape de granița cu Finlanda. Acest lucru are loc de mai mulți ani, în zona arctică de asemenea. Și am văzut mobilizare rusească, dar am văzut că Putin este gata să-și folosească forța militară contra vecinilor. Georgia în 2008, Crimea în 2014. Și, desigur, anul trecut, cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei, face parte din planul lui Putin, de aceea ne-am crescut prezența în partea estică a alianței, de aceea aliații investesc mai mult în capabilități și în apărare. Și, de fapt, invazia Ucrainei a dus la decizia Finlandei și Suediei de a cere aderarea la NATO. Și acest lucru demonstrează că atunci când președintele Putin și-a declarat scopul de a invada Ucraina, el a spus că vrea mai puțin NATO la granițele sale. Dar a spus că nu mai vrea ca alte state să adere la NATO, dar acum primește fix opusul. Are mai multe trupe la granițele sale, mai multă apărare aeriană la granițele sale din partea NATO. Finlanda va adera astăzi și Suedia va urma. Evaluăm constant prezența și postura noastră de-a lungul granițelor NATO, dar toate aceste lucruri fac parte din modelul pe care NATO l-a urmat.
Puteți să sărbătoriți acum că Suedia nu este gata să atere? Sunt mândru să fiu secretarul general al NATO și îi spun bun venit Finlandei ca membru deplin al Alianței. Este foarte important pentru NATO, este foarte important pentru Finlanda, este important pentru zona nordică, pentru statele baltice. Finlanda este foarte importantă pentru securitatea regiunii baltice. Desigur, Finlanda are capabilități mari, are forțe substanțiale și o apărare avansată, o industrie de apărare avansată. Eu sunt din Norvegia, lucrez cu Finlanda, cu politicienii finlandezi de mulți ani și, desigur, nu cu mulți ani în urmă, am simțit, nu am crezut vreodată că Finlanda va deveni vreodată membră a Alianței. Așa că este un moment istoric care demonstrează că Finlanda este o țară suverană și independentă care poate să ia propriile decizii, iar NATO este o alianță de democrații, este o lume deschisă. Vor exista garanții de securitate pentru Finlanda? Ce se întâmplă astăzi este că Finlanda devine membră deplină a Alianței și acest lucru înseamnă că de acum vor participa pe deplin ca membru la toate întâlnirile NATO, la toate activitățile NATO, la toate structurile militare ale NATO și la absolut tot ce înseamnă Alianța. Dar, desigur, cel mai important lucru este că, odată cu dobândirea statutului de membru, Finlanda va beneficia de securitate deplină din partea noastră. Articolul 5 se va aplica și în cazul Finlandei, dacă va fi cazul, desigur. Este un lucru care se construiește pe ce s-a întâmplat în ultimii ani. Așa cum am spus și la summitul din Madrid, când am decis să invităm Finlanda și Suedia, ambele au venit foarte puternice și foarte bine poziționate către NATO. De asemenea, Suedia, care încă nu este membră deplină a NATO, este într-o poziție mult mai bună. L-am ascultat, doamnelor și domnilor, pe Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, la începutul reuniunii miniștrilor de externe care are loc la Bruxelles. Se discută astăzi despre situația Ucrainei și, de asemenea, membru oficial NATO devine tot astăzi Finlanda. Este un moment extrem de important. Trei chestiuni aș vrea să subliniez din ce spunea secretarul general al NATO. În primul rând, o să fie o conferință comună cu ministrul de externe al Ucrainei. Se discută despre un program pe termen lung de a ajuta această țară. Al doilea palier pe care a atras atenția Jens Stoltenberg este legat de felul în care se investește în apărare. 2% cel puțin se investească fiecare stat și de asemenea despre Finlanda vorbea că este un moment foarte important, are o industrie de apărare avansată. El nu se aștepta ca Finlanda să ajungă să fie membru NATO, dar evident a fost observat acest lucru. Rusia mobilizează trupe la granița cu Finlanda. În nord, spunea Jens Stoltenberg, cel mai important lucru, Finlanda beneficiază de securitate deplină din partea NATO. Și discutăm